Bun găsit, dragilor! Eu sunt Liviu Elefterie, psihoterapeut, și astăzi vreau să vă împărtășesc o perspectivă deosebită despre călătoria bărbatului spre maturitate prin lentila remarcabilei cărți a lui Robert Bly, Iron John, Redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii, de la editura Herald. Fiecare capitol se concentrează pe diferite secțiuni sau simboluri din poveste, cum ar fi relația cu sălbăticia, importanța mentorului, excelent menționează necesitatea de a depăși probe și redescoperirea sensibilității și a emoțiilor adânci. Bly folosește această structură pentru a discuta despre crizele de identitate ale bărbaților moderni și desface straturile acestei povestiri pentru a releva etapele esențiale prin care băieții trebuie să treacă pentru a deveni bărbați integri, conștienți și mai ales emoțional sănătoși. Ca psihoterapeut, recunosc valoarea extraordinară a acestei cărți în lucru cu bărbații și nu numai. Iron John ne oferă un cadru pentru înțelegerea provocărilor cu care se confruntă bărbații în societatea modernă, dar și o hartă pentru navigarea acestei călătorii interioare. Fie că sunteți la începutul călătoriei voastre de autodescoperire sau căutați noi perspective asupra masculinității, Iron John este o lectură excelentă. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și vă încurajez să explorați această carte profundă și să vă angajați în propriul vostru drum spre maturizare.